China cere Statelor Unite să ia măsuri serioase pentru a repara greșeala făcută de președintele Joe Biden. Relațiile dintre cele două superputeri mondiale au fost afectate după ce președintele american a declarat că omologul său chinez este, citez, un dictator. Ambasadorul Chinei la Washington a cerut oficialilor americani să ia măsuri imediate pentru a anula impactul negativ provocat de către președintele Joe Biden. Recent, oficialul american a declarat în timpul unei conferințe de strângere de fonduri că Xi Jinping este un dictator. Cere părții americane să ia imediat măsuri serioase pentru a anula impactul negativ și să-și onoreze propriile angajamente. Altfel, ea va trebui să suporte toate consecințele. În ciuda declarației făcute, Joe Biden este încrezător că relațiile dintre cele două superputeri nu vor avea de suferit. With President Xi sometime in the future, in the near term, and I don't think it's had any real consequence. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Chinez de Externe, Mao Ning, a calificat remarca lui Biden drept extrem de absurdă și irresponsabilă. Aceasta a subliniat că declarația încalcă protocolul diplomatic și demnitatea politică a Chinei. Este o provocare publică. Declarația lui Joe Biden a venit la scurt timp după ce secretarul de stat Antony Blinken s-a întâlnit la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping. Călătoria diplomatului american avea ca scop să reducă tensiunile dintre cele două superputeri economice. Tensiunile sunt la un nivel ridicat încă din timpul mandatului lui Donald Trump, care a impus sancțiuni economice asupra produselor electronice ce erau fabricate în China. Oficialul american a subliniat că produsele livrate de peste ocean ar putea reprezenta un risc pentru securitatea americană. De asemenea, Statele Unite au criticat Beijingul pentru relația economică strânsă dintre Federația Rusă și China pe fondul războiului pornit de Vladimir Putin în Ucraina. În urma unei vizite făcute de Xi Jinping la Kremlin, cei doi oficiali au subliniat că relațiile dintre cele două țări sunt la un nivel unic în istorie.